Fie binecuvântată lumina lumii! Dragilor, suntem despărțiți și totuși împreună. Pentru că duminică, de la orele 10, familia Lumina Lumii se întâlnește online la închinare. Ușile bisericii rămân închise, dar asta nu ne împiedică pe niciunul dintre noi să ne deschidem ecranul cel mai mare care îl avem în casele noastre, să ne luăm hainele cele mai frumoase, să ne adunăm familia în jurul nostru și duminică de la ora 10 să-l celebrăm și să-l cinstim împreună cu toată familia Lumina Lumii. Mai mult, în această duminică ne vom uita la Pavel și Sila, care într-un fel au fost izolați ca și noi. Într-un loc mult mai incomod decât al nostru, nu într-o cameră, nu în fața unui ecran, nu într-o casă călduroasă, ci într-o temniță. Cu picioarele îmbutuci, Biblia spune surprinzător că oamenii aceștia, în astfel de circunstanțe extrem de complicate, cântau. Dar ceea ce este și mai surprinzător este că ei cântau cântări de laudă. Ceva extraordinar s-a întâmplat. Ce se întâmplă când sfinții cântă cântări de laudă? Ce se întâmplă când porțile sunt închise, iar noi continuăm să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu? Ce se întâmplă când zidurile se ridică înaintea noastră și totuși noi continuăm să-L binecuvântăm pe Dumnezeu? Împreună vom învăța duminica. Abia așteptăm să ne conectăm împreună cu dumneavoastră și să ne lăudăm împăratul și regele nostru, care orice s-ar întâmpla, rămâne suveran pe tron. Pe curând, dragilor!